Ana Maria, sunt judecătorul Almatei. Dacă tot domnul în august fac 21 de ani. Vreau să vă spun mărturia mea, ce m-a făcut Domnul. Vreau să încep cu un verset din Galateni, capitolul 2, versetul 12. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum este în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat de sine însuși pentru mine. Amin. Deci eu provin dintr-o familie de ortodoxi. Eu în fiecare zi meream la biserică. Și până anul trecut am început să citesc Biblia, să citesc din Cuvântul Domnului. Și tot ce timp din Biblie, Dumnezeu mi-a deschis mintea. Am mers într-o zi la biserică și deja mă, nu știu, mă enervau cu icoanele, să le văd pe pereți și gesturile astea de la ortodox, cunosc cu tradițiile lor și astea. Și într-o zi, știu că înainte de Crăciun anul trecut, sora mea și mami s-au spovedit și mi-au spus și mie, Ana, hai să te spovedești. Și i-am spus, cum să mă spovedesc la un păcătos ca și mine? Așa mi-a deschis Domnul mintea, că am înțeles cuvântul lui. Și în casele unde lucrez, îi o soră de la adunare unde mă duc eu, m-a chemat să mă duc. Eu i-am spus că nu știu, mă mai gândesc, tot ce timp din cuvânt. Într-o zi a venit la mine la magazin și i-am spus, vreau să mă duc să văd cum este. Și s-a bucurat foarte, foarte mult când am zis că vreau să mă duc. În duminica când am mers, Domnul m-a cercetat foarte mult. Veneam mai să plâng și mi-a plăcut foarte mult. A fost un zi când am primit pe Domnul în viața mea, în 10-a 3-a 2017. Atunci m-am pierdut piața Domnului și l-am primit în inima mea. De atunci, Domnul este o parte din mine și mai mult. Domnul este tot. Și îmi mulțumesc Domnului pentru ceea ce sunt. Eu am fost pierdută, pot să spun așa, înainte să-L cunosc pe Domnul. Am fost, nu mi-am găsit liniște, nu mi-am găsit pacea, nu am găsit adevărata fericire. Dar când l-am cunoscut pe Domnul, mai ales când m-am predat Lui, atunci când am ajuns acasă în ziua aceea, am simțit ca și cum n-aș mai fi avut nimic pe suflet. Domnul mi-a șters orice păcat în viața mea. Slavă Domnului! Și vreau să vă spun că citim din Biblie, cum toți am citit, să știți că cuvântul Domnului și Biblia este adevărată și altfel viața mea nu se schimba. Și Domnul mi-a răspuns și la rugăciune, când trebuia să mă predau, când era Evanghelia, când era evangelizarea. Atunci eram schimbul 2 la lucru și colega nu a vrut să îmi facă schimbul, să fiu eu pe schimbul 1, să vină ea pe schimbul 2. Și m-am rugat Domnului foarte mult ca să îi dea la colega mea minte și să mă lase, că a fost împotriva mea, au zis, ce să merg tu la pocăiți, s-a spus către mine, pentru asta vrei să vin în locul tău, s-a spus către mine. Și m-am rugat Domnului și Domnul mi-a ascultat rugăciunea. A doua zi, colega mea a spus, Ana, mai ai nevoie de liber să faci scris de tură. Și a spus, da. Și Domnul meu a ascultat rugăciunea și vă îndemn ca să citiți cuvântul Domnului, căci în el găsiți adevărata viață, adevărata fericire, ce lume nu se găsește. Și mulțumesc Domnului că m-a scăpat din groapa pierzării. Mulțumesc Domnului pentru tot ce a făcut în viața mea și vă rog să Domnul o să vă deschidă și vouă inimile ca să înțelegeți cuvântul Lui și mă rog pentru orice om care încă nu este mântuit
să se întoarcă la Domnul, că doar la Domnul găsești adevărata fericire și adevărata viață. Mă rog, am avut foarte multe încercări și familia mea, din familia mea niciunul nu-i mântuit. Toți sunt ortodoxi, dar slavă Domnului, am trecut peste. M-a ajutat. Acum sunt foarte fericită alături de El și mă bucur foarte mult că viața mea s-a schimbat. Dar Domnul nu a promis că va fi ușor pe calea Lui, dar cu ajutorul Lui vom reuși să mergem mai departe. Și în încheiere vreau să vă spun că Domnul din imposibil poate face posibil. Domnul să vă binecuvânteze.